Și iarăși nu pot să înțeleg, nu pot să înțeleg acțiunile Mariei. Ați văzut-o în baie, vorbea cu Irina, îi povestea că ar fi vorbit ceva cu o fată, nu știu cu care dintre ele, și ar fi spus că, printre altele, că niciodată să nu ți clădești fericirea pe nefericirea altuia. Și Irina îi spunea, i-ai spus-o ei sau mi-o spui mie? Că după filmulețul pe care l-am văzut, ar putea să mi se potrivească și mie. La modul că Irina a spus că Antonio ar fi fost singurul, de fapt nu singurul, el și cu Zeina ar fi fost băieții cu care ea ar fi putut să aibă o relație extrem de serioasă, gen spre căsătorie sau așa ceva, și că dacă ar fi știut că ei vor intra în competiție cumva, i-ar fi așteptat până în momentul acesta și nu ar fi avut o altă joacă cu Bogdan sau Alex Macarie.